Biserica parohială din Berindu, județul Cluj, cu hramul adormirea Maicii Domnului, a fost resfințită duminica aceasta. Binecuvântarea lucrărilor de restaurare a fost făcută de Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Înalt Preasfinția sa a oficiat apoi Sfânta Liturghie la altarul de vară din curtea lăcașului de cult. În cuvântul de învățătură, Mitropolitul a evidențiat importanța credinței creștine. Să fim convinși, că singura șansă de a merge înainte a omenirii și de a fi mai bine e Hristos și biserica lui creștină. Și atunci realizăm de ce înaintașii noștri au ținut atât de mult la biserică, au ținut atât de mult la creștinism și, le, și la toate tradițiile pe care le-am primit de la Domnul Hristos, de la Sfinții Apostoli și de la înaintașii noștri. Și când se referă la biserică, pentru că am sfințit o biserică, zic câteva versuri pline de sensibilitate. Biserică străbună, lăcaș de închinare, în care s-au rugat în zi de sărbătoare bătrânii mei părinți și toți strămoși în șir ce o sub cruce în vechiul cimitir. Pe lespedile tale veneam adeși și eu, să fac o rugăciune spre Bunul Dumnezeu. Eram copil și mama cea bună, rugătoare, luându-mă de mână în orice sărbătoare, mă învăța mătănii cum trebuie să fac la sfintele icoane cu sufletul curat. Viitorul nostru e legat de această convingere creștină pe care noi am primit-o de la mamele noastre, și pe care mamele de astăzi, părinții de astăzi, ori pot transmite copiilor din viitor. Amin. Comunitatea parohiei a venit în număr mare la sărbătoarea care a încununat eforturile din ultimii ani. Ziua de astăzi a adus har, lumină și binecuvântare din partea lui Dumnezeu prin înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei, care a resfințit această biserică în care rugăciunile dumneavoastră se vor urca spre cer. Pentru implicarea în lucrările realizate atât la biserică cât și la casa parohială, Părintele Paroh a primit din partea chiriarhului distincția de econom stavrofor. Am intensificat programul liturgic, programul de rugăciune, programul catehetic, am săvârșit diferite activități recreative și catehetice cu tine din parohie și copiii din parohia noastră, am înmulțit activitățile social-filantropice și misionare, precum și pelerinajele prin centrul nostru de pelerinaje renașterea. De asemenea, în al preasfințitul părinte Mitropolit Andrei a acordat crucea transilvană principalului ctitor al bisericii, domnului Remus Lăpușan. În cursul aceleiași zile s-a oficiat și o slujbă de binecuvântare la Căminul Cultural din localitate.